ales cardiologia și oftalmologia. Nu îmi permit, dar ce să fac, mamă, dacă suntem bătrâne și bolnave? Și 11.000, cât avem? 11.000, vai de păcatele noastre, o pensie de... Te mir cum s-o împarți cu amândouă mâinile în toate părțile. E excepțională cu atâtea aparaturi aici pentru noi, e un serviciu foarte bun. Mai cu seamă că soția are handicap și făcu analizele. Dacă mă duc cu ea la oraș, vă dați seama că tragem de ea pe scări în sus. E valabil și folositor pentru toată lumea. Așa ceva e nemaipomenit să-ți vie la poartă să faci analize medicale. Pentru foarte mulți oameni din localitatea Fârtățești, din Vâlcea, au trecut ani întregi de când au făcut ultimele analize. Caravana România Suverană și Spitalul Mobil Aur au venit în sprijinul oamenilor fără acces la serviciile medicale, cu aparatură medicală modernă pentru investigații amănunțite. Caravana Aur se află în a cincea zi în localitatea Fârtățești, o comună cu 1500 de locuitori. Caravana este dotată cu un cabinet stomatologic, ecografic, de analize, EKG. Pentru că au fost mulțumiți de serviciile medicale, pensionarii au dat imediat de veste și au venit cu vecinii și cu alte cunoștințe. E o idee foarte bună. Decurge bine, trebuie făcut mai des chestia asta, mobilizarea de oameni, oameni care să vină să facă efectiv voluntariat. Caravana România Suverană și Spitalul Mobil Aur tranzitează câte un județ pe săptămână și oprește în mai multe localități pentru a le da o mână de ajutor oamenilor care nu au acces la servicii medicale. Zi de zi ne confruntăm cu probleme, cu oameni care nu au acces la sistemul medical gratuit. Am aflat de la un prieten care m-a rugat să vin să particip ca voluntar și să ajut această acțiune care mi se pare foarte deosebită și foarte interesantă. Intrați pe site-ul caravanamedicala.ro și pe site-urile locale realitatea.net pentru a afla când această campanie, care își propune să facă România sănătoasă, ajunge lângă dumneavoastră.